vrem să punem accent pe necesitatea de a clarifica cadrul legal al legii 115/2015, în mod special verificarea listelor de susținători. Există în lege, articolul 51, dacă nu mă înșel, sau 52, putem verifica, care spune clar că biroul electoral de circumscripție au obligația să verifice pe formă și pe fond aceste liste de susținători. Ne este imposibil să înțelegem cum aceste birouri pot valida candidaturi cu 18.000 de susținători, 30.000 de susținători în unele cazuri, pe municipiul București în speță, în 24 de ore. Care este metodologia? Le luăm prin sondaj, apelăm la poliția locală ca în cazul sectorului 1. Vrem să știm o metodologie unitară de verificare a listelor de susținători, pentru că, repet, nu e un cadru de competiție corectă și onestă în acest moment. Avem partide curate, așa cum este PAC, care merg în stradă, vorbesc cu oamenii, se zbat, bat la ușile lor, ce o să vă spună Roxana mai multe, și avem partide care în decurs de 24 de ore fac rost, puf, de 18.000-20.000 de semnături. Nici măcar nu știam cine este candidatul la unele partide, vedeți cazul ALDE, și cazul chiar PMP-ul pe ultima 100 de metri. Chiar și PNL-ul, sigur, cu schimbările succesive. Deci cum s-au strâns aceste semnături? Pentru că cineva răspunde penal. Este fals în scrisuri oficiale, fals și us de fals. Nu e doar cazul acestor alegeri. Noi ridicăm problema asta și față cum s-au strâns semnăturile în ciclurile electorale anterioare. Pentru că au dat voie unor oameni să candideze pe niște liste de susținători asupra cărora planează grave semne de îndoială. Una dintre acțiunile pe care noi am făcut-o este să depunem, așa cum spune Alin, alături de alte partide, candidaturi cu doar 3 susținători. O să-l invit pe colegul nostru Cosmin Drăgoi, candidat la primăria sectorului 1 București, să ne spună care a fost logica din spatele demersului și ce am dorit să transmitem prin asta. Să strânge aproape 40.000 de semnături pentru oraș, pentru municipiu și sectoare, este un număr uriaș, chiar și pentru partidele mari, dar ni le-am asumat. Astea sunt regulile jocului și jucăm după ele. Numai că, din păcate, pe parcurs am aflat că ceilalți nu respectau aceleași reguli. Nu numai că impun niște limite foarte mari ca să se asigure într-un fel sau altul că dispare concurența din piața asta politică și că partidele noi au șanse minime de a intra în competiție, dar nici măcar ei nu își respectă propriile reguli. Este o practică absolut comună în toate partidele mari să preia baze de date cu date personale ale alegătorilor din respectivele circumscripții, să le treacă de mână și să se semneze în locul lor. Aici a intervenit problema noastră. Bun, dacă regulile sunt grele, putem accepta, dar măcar să le respectăm cu toții. Dacă cei care impun regulile astea grele nu le respectă, atunci avem chiar o problemă serioasă de democrație și de modul în care ne sunt aleși conducătorii. De urmare, am ales să contestăm acest mod de organizare frauduloasă a alegerilor, iar modul în care contestăm organizarea, de fapt, sunt mai multe moduri. Unu, facem contestații la candidaturile fiecărui candidat din sectoare și de la municipiu și solicităm oficial Biroului Electoral Central să specifice modul în care sunt verificate pe formă și pe fond aceste semnături. Și doi, depunem candidaturi cu 3 semnături, așa cum permite legea, și vom vedea în instanță dacă ni se dă dreptate sau nu. Procesul în sine, comparativ cu alte orașe din alte țări, este mult, mult mai anevoios, iar numărul de semnături este unul din cele mai mari, dacă ne comparăm cu orașe precum Londra, New York și așa mai departe. Sunt cifre care au fost date în conferința de presă anterioară. Vom vedea că București are un nivel extrem, extrem de ridicat de număr de semnături solicitate pentru a putea candida. Deci nu vorbim de voturi, vorbim de semnături de susținere a candidaților. Da? Asta este motivul pentru care am depus candidaturi cu 3 semnături. Unu, pentru că noi credem că legea așa permite, și doi, pentru a contesta acest mod fraudulos de a organiza alegerile și de a participa la alegeri. Și cerem în mod oficial autorităților în măsură să se sesizeze în această privință și să verifice acest mod de depunere a semnăturilor. Domnilor, vorbim de infracțiuni grave, vorbim de fals și uz de fals. Cred că autoritățile în speță DNA-ul are destulă capacitate și destul curaj, să spunem așa, să ancheteze acești candidați.
Am mai făcut-o și o facem în continuare și cred că ar trebui să o facă și acum.